Transalpina se închide și în acest sezon, anunță autoritățile. Măsura vine odată cu începerea sezonului rece, când vremea este imprevizibilă și poate duce la accidente și blocaje rutiere. Transalpina va fi închisă începând cu 1 noiembrie și până la primăvară. Alte două drumuri din Gorj se vor închide în sezonul rece, unul la Schela și celălalt la Runcu. Am propus plan de măsuri privind închiderea DN67C, drumul regelui, Transalpina, cum știm, în perioada 2015-2016, avizul favorabil de la poliție privind semnalizarea și cu perioada de închidere, de se va închide cu 1 noiembrie. Transalpina nu e singurul drum impracticabil pe timpul iernii, alte două drumuri județene urmând să fie și ele închise la data de 1 noiembrie. Am luat măsura închiderii a două drumuri județene, a două sectoare de drumuri județene, respectiv DG664, Schela limită cu județul Hunedoara de la kilometru 15 la kilometru 35 și DG672 Runcu, Valea Sohodului, limită cu județul Hunedoara, de cam zis Mehedin. Deci am două la limită cu județul Hunedoara. Cele trei drumuri vor fi semnalizate cu marcaje specifice pentru închiderea drumurilor. Acestea vor rămâne închise cel puțin până la data de 31 martie 2016.